agenție de digital să vorbească. Bucur Pădrașul de Aliu este unul dintre oameni din digital, pe care îl știu de foarte multă vreme, care apreciază foarte mult valoare, care este foarte exigent, este mai exigent ca mine și mă bucur că este oameni mai rei ca mine, dar rău la modul bun. Și mulțumesc foarte mult că a venit astăzi aici, s-a pregătit special pentru noi. Mulțumesc, Bucur, de rău. Mulțumesc și eu, Marta. L-ați auzit pe Cătălin, ați văzut acum, sper, ce ușor este să faceți succes în social media. Dacă plecați de aici convinși că se rezolvă. Cred că, nu știu, din experiența de la noi din Ograd și din ce mai văd pe piață, cred că la ora actuală cam 20% dintre clienți agenții știu să facă social media, 80% se chinuie. Încă se chinuie după, spun eu, 4 ani în care facem chestia asta. Și eu o să vorbesc puțin despre Festivals for the Rest of Us. Adică aia de nu știu să facă povestea asta. Întrebarea acestei sesiuni, pentru care v-ați înscris și sunteți prezenți aici, este ce așteaptă brandurile de la comunicarea în social media? Răspunsul meu este extrem de simplu. Pure magic. It's magic. Adică este destul de ieftin, pui ceva acolo, se duce viral, like magic. Cumva sunt niște oameni care vorbești cu chinezul și cumva el transmite ceva către niște oameni care te iubesc instantaneu. Nice. Cannot do that with a banner, right? Și ai o comunitate la picioare. Deci, practic, de ce să mai faci bani? Oamenii sunt acolo, le spui ceva frumos, se întâmplă comunitatea, se întâmplă succesul, everything is magic. Prezentarea mai merg puțină muzică, care o să urmeze imediat. Și haideți să ne facem puțin la momentul 2008, să zicem. În 2008, lucrurile au început să funcționeze cum trebuie în online românesc. Au explodat în 2009, în 2010 au venit criza. Și natura umană este puțin perversă. În momentul când avem o problemă, noi ca oameni, și avem să spunem de ales între două soluții, între o soluție normală, care presupune puțin muncă, care presupune puțin implicare, și o soluție extraordinară, nemai văzută, ce facem în acest special extraordinar. Aia, sigur, mă salvează. Și în momentul respectiv a venit Facebook. This is the solution. Și toată lumea a început să bage bani în Facebook și acum eu am clienți care bagă 50% din bugetul pe online pe Facebook. Pentru că nu trebuia să rezolve povestea respectivă și părea că rezolvă problema respectivă. Și acum muzica. Sau? Credeți magie? Absolut, tot ați crezut. Eu am fost aici pe cel mai multe ori și v-am spus, băi, este magic, duceți-vă acolo. Facebook vă spune în fiecare zi, băi, este magic, veniți aici. Sunt tot felul de alte, de alți oameni pe aici în sală care spun, este magic, aici ce se întâmplă. Dar iată că a venit sfârșitul 2013 și 2014, când lucrurile s-au schimbat puțin. Și senzația este că s-a cam dus magia. Senzația este că Facebook a început să schimbe puțin felul în care face lucrurile și brusc lucrurile s-au schimbat din perspectivă, nu știu, de potențial, din perspectivă de ce se întâmplă, ce ni s-a promis și ce ni se dă, cum e toată povestea asta. Ok? Și lucrurile par puțin dramatice la momentul actual. Pentru că noi așa am fost acolo, am crescut ceva, ne întoarcem, nu-i chiar așa, whatever. Dar ce s-a schimbat esențial este doar un algoritm. Ce s-a schimbat este felul în care se pune problema pentru toți. Ok? Și ce s-a schimbat? S-au schimbat criteriile către performanță. Ce s-a schimbat este că ni s-a pus în față o oglindă în care ne vedem foarte bine cei care suntem performanți și cei care nu mai sunt performanți. Toată lumea a crezut că se pricepe la social media, toată lumea
s-a dus acolo și a început să facă tot felul de chestii care ar trebui să meargă, nu? Dacă pun o poză despre mine cu o gluniță, sigur, este bine. Dacă mă duc și îmi iau cu 200 de euro pe lună o persoană care să stea pe pagina mea și să scrie acolo niște lucruri și să răspundă la niște oameni și să șteargă niște lucruri care trebuie să fie acolo și să mai baneze pe unii și să mai facă ceva. This is social media. Dacă mă duc și vorbesc astăzi cu un blogger, mine cu altul și după aceea mai revin și poate mai dau să facă ceva, this is social media. Right? This is not social media anymore. Și cred că asta este un moment foarte important, 2014, în care trebuie puțin să ne uităm, să vedem dacă suntem performanți în social media. Pentru că a lot of players nu sunt. A lot of players fac chestia asta din reflex, din mimetism. Mimetismul este principalul lucru care conduce piața lucrurilor de digital, la ora actuală. Și foarte mulți cred că trebuie să o facă pentru că e la modă. Crede sau nu, dar suntem într-un business de fashion. Noi cei din digital. Pentru că, că oamenii cumva sunt într-un business de fashion și se duc acolo într-o zonă sau alta nouă sau care arată bine și noi îi urmăm așa ca băieții. Bun. 2014, ceea ce se poate din concluzii, ne-a arătat că lucrurile sunt puțin altfel. Și anume, depinde de două mari chestii pe care fiecare dintre voi trebuie să vi le evaluați dacă le aveți sau nu. Câți de aici sunteți clienți sau companii? Deci nu te așa trebuie să vă, în momentul când faceți social media, trebuie să evaluați două chestii. Cât de mult înțelegeți de social media, adică cât de mult înțelegeți de ce fac chestia asta, ce se întâmplă acolo, care este povestea pentru mine în social media, și a doua, care este boala românească forever, în zona de comunicare, este commitment. Vodafone face commitment. Foarte mulți alții nu fac commitment în zona asta. Ca să te duci după o campanie pe care ai pornit-o și să urmărești toate unghiile unde se duce ea, ăsta e commitment. Verificați-vă la commitment. Pentru că nu merge foarte mult cu fashion-ul ăsta. Nu? Cred că suntem în zona asta de reevaluare. 2014 va fi un an de reevaluare a felului în care am înțeles pe bune social media sau doar suntem niște urmași, niște branduri mimetice care vor să fie și ele acolo, pentru că și știți cum e obiectivele. Sunt branduri care sunt la început, care sunt mai evaluate acolo și mă întâlnesc cu oameni cu care încercăm să fixăm obiective. Știți cum adă obiectivele astea? Ok, eu sunt cu tare brand. Spune și mie, în categoria mea, cine are cel mai tare pagină de Facebook? Cu tare și cu tare, la 300.000, la 550.000. Aș vrea să fiu numărul 1 în categoria mea, în 2 ani. Asta este gen de obiectiv pe care și pun anumite branduri. This is not working, cu care this. Ok? Trebuie să schimbați modul în care vedeți chestia asta. Dacă aveți probleme, dacă nu tot înainte. Bun, și ce trebuie să schimbați? În primul rând, social media este despre meaning și nu despre obiectiv. Dacă în spatele social media nu este ceva, nu este substanța a brandului vostru, o faceți degeaba sau social media nu va ajuta în niciun caz. Social media este despre a duce lucrurile mai departe într-un mod frumos către anumiți oameni. Ceea ce e mai important și asta se va vedea anul ăsta, social media este despre natural selection. În momentul în care limbajul vostru și dialogul vostru de brand este plăcut de către oameni, este adoptat și dat mai departe. În momentul când aveți o reacție foarte slabă, ați murit în manțul trofic. Deci trebuie să vă reevaluați permanent abilitatea și performanța voastră în acest lanț. Social media face asta. Cu cât condiți mai greu, cu atât evaluarea este mai bună din perspectiva social media. Cu atât sunteți mai aproape sau nu de un adevărat brand de social media. Trecem peste asta. Trebuie să vă reinventați brandul. Brandul este unul pe TV, altul în social media. Persoana respectivă, felul în care faceți chestia asta, trebuie să fie diferită ca să aveți o reacție, ca să ajungeți la nivelul de tirului de iarbă.
Dacă nu ați găsit acest fel de a comunica, nu o să fiți în zona respectivă. Da? Pentru că este vorba, până la urmă, despre cultural connection. Despre felul în care reușiți să dați brandului vostru o cultură care este pe placul targetului vostru. Despre asta este esențial social media. Adică, eu ca și om vizitator pe acolo, îmi place cum e lumea asta, detergentul ăsta are o lume pe gustul meu, da, nu, etc. Bun. Mai este și o decizie importantă. În contextul unei echipe de marketing, unei agenții, unei cuib de comunicare, să numim așa, sunt situații în care pur și simplu nu ne potrivim cu social media. Nu știm, frate, să facem social media. Suntem rigizi, nu înțelegem feedback-ul, nu înțelegem ce trebuie să facem, nu știm să râdem, nu știm să facem mișto de noi, nu știm să facem. Hai să ne lăsăm de social media. Trebuie să vă gândiți la această decizie. Dacă nu sunt condițiile prietenice ca să facem performanță în zona asta, da? Trebuie să facem performanță în cu totul alte zone. Bun. E, și acum, altă chestie importantă în 2014 este să ne mai mințim. Pentru că asta este un exercițiu de foarte mare succes pe care îl facem între noi. Și ce spunem noi? Băi, s-a nasolit treaba cu Facebook-ul, costă foarte mulți bani. Nu e ok. Nu ne vedeți acolo, nu? Problema ta, de fapt, este că tu nu ai carismă. Tu nu ești interesant pentru oameni. Nu costă la bani. Ați văzut acum cu Sochi, cu Olimpiada asta, cât de bine se duc lucrurile virale care au oarecare valoare sau au oarecare chestie atașată. Ele funcționează în continuare, numai că pe altă selecție, puțin mai dură. Deci nu e vorba neapărat de bani. E vorba că nu suntem în stare să facem chestia aia, când am ajuns la oameni. Despre asta e. Nu prea mă ajută. Am o inițiativă, mă duc pe Facebook, fac acolo o aplicație, să fac ceva, nu mă ajută, nu construiește, nu știu ce, la la la. Nu merge, nu funcționează povestea asta. Pentru că te-ai dus mai pe Facebook. Pentru că tu, de fapt, în spate nu ai o strategie de portofoliu. Pentru că nu ți-ai construit, pentru că Facebook-ul a abandonat construcția pe care o aveai înainte. That's why. Întoarce la construcția pe care o aveai înainte. Nu răspund oamenii, nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Poate și din cauza că n-ai commitment. Poate și din cauza că faci ceva astăzi și după aceea uiți de povestea asta. Poate pui foarte puțin bani în povestea asta. Poate nu ești acolo când se dă răspunsul, etc. Commitment este foarte important. Și acum, trei lucruri pe care ar trebui să le bifați esențial în momentul în care sunteți pe bune în social media. Primul este social media manager. Am început foarte prost în direcția asta. La început, costul pe lună a unui social media manager pleca de la 50 de euro. Acum s-a ajuns în niște zone foarte bune la 500 de euro. Problema este că dacă vreți să aveți un om cu care pagina aia să atragă mult mai mulți oameni și să fie simpatici, să fie pregătiți și să fie în cunoștință cu brandul, să fie în cunoștință cu ce se întâmplă, cu brandul, nu știu ce, vă trebuie un super om. Pe super omul ăsta nu trebuie să mă duc cu 500 de euro. Iarăși în zona de commitment. Ca să aveți un social media manager la înălțimea brandurilor voastre care sunt sus acolo, trebuie să investiți în chestia asta. Trebuie să-l respectați. Trebuie să găsiți un loc. Ați văzut un exemplu ăla de la ce era? De la Starbucks? În care au făcut discuția simpatică și inteligentă în care s-au abordat mai mulți? Despre omul ăla este vorba. A social media manager pe bune, nu a social media care răspunde la niște chestii. Foarte important. Social media strategy, asta înseamnă că vorbim și stăm pe social media 2 ani de acum încolo și ne punem niște obiective ca lumea. Trecem de. Social media commitment, iarăși, am spus-o aici, este foarte important, doar să fie la checklist. Ăsta trei. Și acum, despre ce este social ăsta? Pentru că am spus că nu este despre Facebook, neapărat. Este despre people. Voi, în portofoliul brandului vostru sau brandul vostru, trebuie să aibă o relație constantă cu mai multe categorii de oameni în zona socială. Trebuie să știți blogger,
trebuie să știți influențatori, trebuie să știți oameni care știu să facă lucruri într-un anumit fel, poate au un video, poate nu știu ce alte întâmplări, oameni creativi, oameni care au inițiative, oameni care etc. Este vorba despre oameni din echipa voastră, este vorba despre oameni de la client, este vorba despre oameni de la suport. Este o mare echipă de social media pe care trebuie să o învârtiți și să o aveți în povestea asta. Da? Deci, este not about crazy. Social platforms. Sunt foarte multe platforme care trebuie să fiți din diferite motive. Trebuie să fiți și pe video, trebuie să fiți și pe foto, trebuie să fiți și pe, nu știu, pe lucruri noi, pe Vine sau pe mai știu ce, care apar și care au oarecare aderență, dacă se potrivesc, evident, și targetul vostru. Deci încercați să aveți un portofoliu de platforme. Și despre această empatie, despre limbajul și felul care trebuie să fiți voi, persoana brandului vostru, în legătură cu oamenii. Foarte important. Și când toate astea se întâmplă și magia. Ok? Mulțumesc mult! Pentru prima dată la summit,